Mă suntem de la Edith Ochința și oferim serviciul tot pentru tine. Stimate doamne, cunoaștem că suntem în ajunul unei frumoase sărbători profesionale și cu acest prilej aveți o surpriză. Aceste flori ale recunoștinței și dragostei față de munca pe care o depuneți zilnic, aveți, iată, te primiți cu toată dragostea. Nu vă întreb din partea cuvinii această surpriză, căci este din partea micuților, din grupa mică. Vor să vă facă sărbătoarea mai frumoasă și mai deosebită. Și mai aveți și o surpriză dulce, la fel din partea lor, pentru că și ei sunt foarte dulci. Țineți. Mulțumim. Și ascultați mesajul care vi-l transmit. Ziua profesională a lucrătorului din sistemul educațional reprezintă un prilej în plus pentru a vă arăta, stimate educatoare, recunoștința, aprecierea și respectul pentru munca pe care o depuneți cu dăruire și sacrificiu pentru maestria cu care creșteți aripi copiilor noștri. Deci intuiți că mesajul vine din partea părinților. Venim cu cele mai elese cuvinte de stimă, recunoștință și admirație pentru dumneavoastră, cei care clădiți fără răgaz, cu multă răbdare și perseverență ziua de mâine. Vă dorim sănătate, bunăstare, împliniri profesionale și respectul pe care îl meritați din plin. Să vă bucure sufletul, să aveți cea mai frumoasă toamnă din viața voastră. Felicitări cu ziua profesională! Mulțumim mult! Dar aici semnează și copilașii care vă iubesc foarte mult. Milena, Gleb, Darius, Laura, Timur, Dragoș, Sorin, Alea și Ionuț. Și din partea părinților de grupa mică, care cu toții vă stimează și vă doresc o sărbătoare frumoasă. Mulțumim! Părinților! Mulțumim! Mă bucur mult de atenția, de stima acordată din partea părinților și din partea mea personală le doresc tuturor părinților, cei care au fost permanent și la bine și la greu ne-au ajutat. Le doresc din partea mea sănătatea munților și a nicodilor. De asemenea, și din partea colectivului aș dori să doresc să aibă așa un corp sănătos, o inimă plină de iubire, un suflet plin de fericire. Și le mai doresc să fie mereu așa precum noi îi știm, permanent. Avem susținere, încredere. Sunt niște părinți amabili și gingași. Și de asemenea și familiilor dumnealor le doresc ca să prospere, să fie bucurie și fericire. Amin.